Hei, salutare, prieteni! Înainte de a începe acest video, vreau să vă informez că începând cu ora 21 va începe livestream-ul caritabil, care va dura numai puțin de 24 de ore. Acum, în funcție de voi, e posibil să se și prelungească. Primul care dă startul acestei nebunii este Jepcar. Pe canalul lui va începe livestream-ul. Eu voi fi joi de la ora 9 dimineața live. Comunitatea de FIFA a decis să se mobilizeze și să facă un astfel de live, iar toate fondurile strânse vor fi donate către Asociația Dăruiește Viață pentru lupta împotriva acestui coronavirus. Așa că mâine de la ora 9 eu vă aștept pe canalul meu să ne strângem cât mai mult și să facem fapte bune împreună. Haideți să-i dăm drumul la clip. Prime Icon Pack. Avem un pachet excepțional. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Iusti că m-a ajutat cu aceste obiective. A fost o nebunie totală și vreau să-i dați și un follow. Aveți linkul în descriere. Designerul nostru de miniaturi lui Bogdan. Linkul în descriere, să-mi spuneți dacă vă place cum face treaba. Mie, sincer, îmi place foarte, foarte mult. Dăm la acest pachet Prime Icon Packs. Foarte curios ce ne va pica. Sper. Eu am zis totdeauna că va veni Nazario, nu știu cu ce va veni, sincer, dar nu mai contează, totuși, să nu ne dea o căzătură de aia ordinară. Hai să deschidem pachetele, hai să deschidem, am 5 pachete totuși pregătite, am zis să nu fie chiar așa, să nu mergem doar pe pachetul ăla și să terminăm cu totul. Începem minunat, dar asta e bine, pentru că dacă stăm prost aici, probabil mai departe va fi mai bine. Dar vom vedea, sincer, Pereira, iată-ne Pereira, foarte, foarte bun jucătorul ăla. Avem un jucător de 84+, haideți să vedem ce ne pică la acest jucător de 84+, nu e walkout, va fi clar de 84, e mare, nu? E de 85, nu? E de la Manchester City, nu, tot chiar de 84, foarte șmecher, foarte, foarte șmecher, 84. Da, e 84 ei, Small Prime Electrum Player Spec, sincer, într-un fel aș vrea să nu dea nimic acum și să-mi dea la Icon ceva acolo, cum am zis eu, Nazar. Chiar aș fi foarte, foarte fericit, dar Nazar e imposibil, eu exagerez mult rău de tot, știu, dar oricum, măcar un Icon de care să mă folosesc, atât îmi doresc, ia să vedem asta. 1000 și ceva de coinsuri, nu-i rău. Iată-l avem și pe Buten aici, cât valorează? 200 de coinsuri. Nu-i nimic. Mergem mai departe și ne apropiem de marele moment. Prime Icon Pack va fi... E o muncă grea acolo. Și a fost o muncă grea. Ia să vedem, nici măcar bor. Asta e bine, într-un fel. Poate e un semn că ne va da ceva bun. Acum rămâne de văzut... Dacă va fi așa sau nu, ne-a nebunit, astea sunt și untradeable, m-a nebunit cu jucători ăștia din Cupa Libertadores, sincer. Ia să vedem, ăsta nu avem ce să-i facem. Rămâi sau nu rămâi? Nu rămâi. Nu rămâi, se pare. Da, prieteni, haideți să vedem. Haideți să vedem ce vom prinde la Prime Icon Pack. Am nevoie în echipă de un icon bun. Am nevoie în echipă de un icon bun, pentru că altfel nu știu ce vei face. Asta e echipa mea și am nevoie de un icon bun. E clar asta. Nu contează pe ce poziție, dar am nevoie de un icon bun. Haide bă, băiatule! Haide să vedem. Pentru prima oară, icon. Foarte curios și naționalitate. Haide capul meu! Esien de 90, bă, totuși nu-i rău ăsta. Nu cred că e așa de rău. Cred, oricum o să-l folosim, asta e clar, pe băiatul ăsta. Are statusuri, zic eu, bune. Asta e pe basic, îi mai adăugăm acolo ceva și-l facem. Trebuie să-i adăugăm neapărat, cred că la pase, dacă nu așa. Dar fine, short pass 91, măcar acolo stă bine. 87 accelerație, 84 sprint speed, intercepție 93, jumping 84, stă foarte bine pe stamina, 94, asta e bine, aggression 87. Rămâne de văzut cum ne vom descurca cu Ganezu Essien și ce vom face cu el.
În concluzie, CN ăsta e bun, o să mă folosesc foarte, foarte mult de el, este un CDM perfect pentru mine, am prins, am avut noroc, de data asta din Prime My Compact-ul ăsta, chiar am avut noroc, n-am fost foarte, foarte receptiv cu el la început, dar am conștientizat că CN este un jucător genial pentru mine. Eu am fost Xbreaker, mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la final, joi de la ora 9 încep live-ul caritabil. Așa că aștept să ne vedem, vă aștept să ne vedem, să ne auzim și să facem un live super, super împreună. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!